Și acum instalăm platforma de tranzacționare. Intrăm pe eliron.com. Așa. Bine, sunt pentru diferite tipuri de, pentru iOS, Android, Web, macOS și așa mai departe. Eu voi instala pentru Windows. Platforma MetaTrader 5 este una dintre cele mai noi platforme la ziua de azi, deci majoritatea traderilor folosesc. Evident că sunt și altele, dar asta este cea mai populară, cea mai ok. Brokerii cei mai performanți la fel folosesc platforma dată pentru că se poate oferi serviciile de calitate. Mai departe, download terminal for Windows. Alegeți unde instalați, probabil discul C. Eu, de exemplu, aici, ok. Mai departe, trecem în instalare, run, ok, yes, îi dăm ok mai departe, deci simplu instalăm, next, aici apar diferite oferte, de genul să ne abonăm la servicii de trading, la fel de fel, deci asta e o industrie întreagă, ați înțeles deja la ziua de azi, și evident, pune diferite adăugătoare, adică se reclamează oferte de gen cum dacă IT, să-ți aranjezi un robot sau ceva de gen. Deci noi asta nu avem acum nevoie, instalăm doar platforma și ne învățăm a tranzacționa mai departe. Ea este ușoară, nu este nevoie de ceva greutăți, finish. Evident, ne aruncă pe site-ul la MetaCodes. Asta este furnizorul de platforma asta, MetaTrader 5. Reclamează de-a lui. Noi nu avem nevoie de chestii de genul. Ce avem nevoie mai departe de platformă. Ea trebuie să pornească acum. Incoming mail. Iată este. La început arată așa. Deci dacă aș mări astea, la moment nu avem nevoie de toate datele astea, le stingem toate ca să nu ne ducă în eroare și o să luăm pas cu pas și vom trece tot. Așa arată platforma în general, este goală. Tot restul este un constructor, noi asta pas cu pas vom adăuga. Deci mai departe, file. Aici sunt grafice noi, tot felul de chestii. Începem cu deschiderea contului nou. Contul nou, open an account. Evident, limba tot puteți o modificați. Aici în languages, alegeți limba română, rusă, care vrea. Deci e ok și în engleză pentru mine. Deci, open an account, a deschide un cont, nu e nimic complicat. Login to trade account, deci este logarea într-un cont deja existent. Profiluri și toate chestiile restul noi le discutăm pe parcurs. Deci deschidem un cont acum, așa, pas cu pas, next. Open the demo account, deci deschidem un cont nou, trade virtual money, de without risk. Adică prețul este real, este ceea ce se întâmplă acum, veți vedea prețul pe tot locul, cam plus minus asta. Și adică participăm în piața reală, doar cu bani virtuali, ca să nu riscăm, evident. Open a real account for live trading, chestia asta încă nu e actuală pentru platformă, se prevede pe viitor. Connect with existing trade account, presupune dacă v-ați instalat programul, platforma de tranzacționare la un calculator, de exemplu, la lucru sau în altă parte și vreți acasă, la fel, același cont să intrați, deci vă conectați când vă instalați platforma cu același login și parolă și intrați la fel. Bine, la moment noi deschidem un cont nou. Deci alegem prima opțiune, next, adică următorul pas, punem numele, Nicolae, trader, puneți un e-mail de dorit al vostru, pentru că vă vor veni anumite noutăți pe cont și ok. Număr de telefon, puneți tot plus minus al vostru, să fie mai bine. Mai departe, alegem. Deci nu 10.000, dar de dorit spunem 100, ori măcar 50.000. Mai începem cu 100. De ce? Pentru că dacă punem mai puțin, noi nu vom putea experimenta și testa toate detaliile, nu vom avea destui bani, ca să înțelegem. Dar noi acum ne învățăm, de asta și punem 100. Mai departe,
Adică să nu, niciodată să nu alegeți conturi mici, de gen, de spun 2000 ori 1000 ori nu știu cât acolo, pe demo. Pentru că nu veți avea posibilitatea să testați toate instrumentele și toate strategiile care le vreți. Mai departe, de next, și iată apare, deci numele, Nicolae Trader, brokerul, tipul de cont, depozitul și așa mai departe, login și parola. Loginul și parola ar fi bine să le țineți minte, adică să le țineți, le copiați, copii, registrăm și în format, le copiați, le salvați undeva. Este investor password. Pentru ce este asta? În cazul în care sunteți trader deja experimentat, probabil să deveniți un investor și să vă angajați câțiva trader să lucreze la voi. În cazul dat, cum îi veți testa? Le veți deschide conturi demo pe care ei vor arăta anumite rezultate. De exemplu, loginul și parola de trader ca să poți deschide tranzacții și asta de investor este doar read-only, da? După câte vedeți. Adică poate doar să citească, deci nu veți putea participa nemijlocit în închiderea și deschiderea tranzacțiilor, ceea ce acordă traderul posibilitatea să demonstreze ceea ce poate. Bine, evident, asta tot trebuie să țineți minte, le salvați undeva să fie ok, la îndemână și finish. Incoming mail. Din momentul ăsta vă vine o, nu, aici vă vine înregistrare, întâi welcome, da, bine, când ați instalat-o, vin diferite oferte în poștă, aici jos mailbox. Și aici este de la broker registrarea accountului. Dacă deschideți, vedeți tot aceeași ce am mai văzut, deci loginul, parola. Ok, acum la moment nu mai avem nevoie. Aici dacă intrați în file sus în stânga, vedeți login to trade account, de fiecare dată când intrați, deci vă logați. Ar fi bine să salvați, dacă este un demo cont, dacă nu e demo, ar fi bine să nu-l salvați, pentru că pentru orice eventualitate să nu aibă nimeni acces la cont, dar bine, ca demo, o salvați și el rămâne la voi activ. Mai departe, mergem cu toate detaliile astea, toate construcția programului. Platforma aceasta e despărțită în două. O parte a platformei sunt toate instrumentele, graficele și așa mai departe, a doua parte a platformei este nemijlocit contabilitatea, adică fondurile disponibile cu care tranzacționăm și cum calculăm, cum rapoartele și tot genul de activități. Hai să aranjăm platforma, pas cu pas. Deci, New Chart. Alegem unul din grafice. Open Deleted. Cele care au fost ultimele deschise. Profile. Aceea cum am salvat. Anumite desene, nivele, linii și așa mai departe. La moment nu le avem. Mergem mai departe. View, Languages. Deci, limba o alegeți. Toolbar. Este standard, line, studies, deci time frames mai alegem. Adică toate trebuie să fie bifate. Hai așa. Și atunci o să mai adaugă, da? S-au mai adăugat time frame-ul, după cât vedeți. La moment ele sunt inactive și vă explic acum și de ce. Deci mai departe mergem. Toolbars. Toate sunt bifate. Status bar bifat, chart bar tot bifat, tot e ok. Market watch. Simboluri. Bine. Simbolurile astea sunt toate simbolurile care sunt. Adică perechile valutare. Ce este simbol? Sunt perechile valutare, nu doar perechile valutare, evident, toate instrumentele și detalii despre ele. Dacă intru, aici sunt detalii și deja se explică ce număr este, ISIN-ul este numărul de înregistrare, că nu e pur și simplu acțiune din pod pusă, da? Digits, adică câte cifre este, din câte cifre e făcut cotația, contract size este lotul, spread-ul, stop level, margin call și toate detaliile astea. Bine, pe astea toate le discutăm apoi. Acum nu prea avem nevoie, deci despre fiecare instrument în parte, despre Forex, deci ce țin de valute, contract size și așa mai departe, despre indici bursieri, metale, energie, deci asta ce țin de gaz și petrol, cripto, cele mai populare, stock, sunt acțiuni din Nasdaq, din New York Stock Exchange, Nasdaq din indici, Nasdaq nu doar indici, mai este și bursă, că de acolo și s-au luat indicele. Și este New York, deci asta ce ține de New York Stock Exchange, adică acele de la Dow Jones Industrial Average. În fine, asta tot lăsăm până deoparte, nu prea avem nevoie, mergem mai la moment, adică. Mai departe, View. Avem nevoie de Market Watch. E asta. Market Watch, sunt toate perechile valutare care sunt, nu perechile, bine, dar instrumentele afișate aici. Și ele sunt mai multe. Noi nu avem nevoie de toate, deci apăsăm click drept dacă vrem și putem să le vedem pe toate, show all, anume click drept, show all ne le va arăta pe toate, dacă ele sunt toate afișate, toate instrumentele disponibile.
La moment, noi nu avem nevoie de toate aceste instrumente, dar avem nevoie de cele mai importante. Perechi valutare, adică de bază, și după cât țineți minte, sunt patru ele, dar la număr euro-dolar. Vă amintesc, clic drept, nu apăsăm dublu clic stâng pentru că se deschide deodată posibilitatea de a deschide o tranzacție. Deci noi deschidem clic drept și alegem chart window, adică graficul a doua, da? Chart window, se deschide. Mai departe, lira sterlină dolar, clic drept, deschidem. Dolar franc, clic drept, deschidem. Și dolar iena, clic drept, deschidem. Acum, clic drept, hide all. Deci le ascundem pe toate ca să nu stăie, să nu ne încurci. Și rămân doar astea patru care le-am afișat aici pe tablou. După câte vedeți, este perechea valutară, prețul bit și prețul ask. Deci prețul ask este prețul la care noi cumpărăm, prețul bit, prețul la care noi vindem. Mai departe, mergem aici. Ce ține de view? Data window, nu avem nevoie navigator la moment, nu avem nevoie toate chestiile astea, le vorbim mai târziu. Pentru aranjament a graficului mergem mai departe, indicatoare, o să ajungem și la ele, obiecte la fel, o să ajungem și la ele, charts. Iată charts, aici puțin putem să ne uităm. Deci, depth of market, asta sunt detalii referitor la prețul, cum s-a modificat el, adică chiar detaliat, minuțios. Ceea ce tot nu prea este nevoie, bine, o să apăsați, vă veți mai uita, dar nu este nevoie mare. Despre asta, indicator list, tot nu avem, ce țin indicatoare. Restul, majoritatea lucrurilor astea sunt afișate aici. Cele mai importante, evident. Ce ține de strategy, tester și chestii de genul, asta e vorba de aranjamente a testări de strategie, a indicatorilor, sau aranjamente de la IT-șnici, adică ceva de genul să construim un robot sau și așa mai departe. Window, asta e aranjamentul, dacă să fie în cascadă sau mai mare, poate să fie așa mici, poate să fie... Ca atare, pentru ce asta trebuie? Ca să vedem între același timp dacă, cum se modifică evoluția valutilor una față de alta sau în general a altor instrumente între ele. La toate chestiile astea noi vom ajunge pe parcurs, la moment nu avem nevoie, acum avem nevoie mari, așa. Și mai departe, deci merge help. Nu, evident, ca orice soft, deci sunt anumite detalii cum ați poate folosi. La fel sunt shortcut-uri de aici, create, deci ori clic drept acolo, ori îl deschidem de aici, euro-dolar. Mai departe, butonul ăsta, next, previous, deci asta ce ține de și save-uri, asta e vorba despre... salvarea profililor, adică a desenilor, mai departe show symbol list și aici, aici. Deci evident e cam tot aceeași peste locul, nu sunt ceva nou. Aici trei le lăsăm pentru că sunt legate despre construcția roboților, adică unor strategii automatizate. Algo trading este nemijlocit robotul ăsta dacă ar lucra. New order, iaca este cel mai important buton, deci din butonul ăsta se deschide tranzacția, da? Dacă dăm noi order, alegem volumul și atunci noi ne deschid posibilitățile de a tranzacționa. La moment volumul e 0, deci noi nu detași, nu avem nimic aici și nici nu trebuie să avem la moment. Aici sunt barele, dacă vedeți, măresc puțin ca să se vadă mai bine. Deci acestea sunt lumânări, după cât vedeți, și s-a ales automat aici lumânări. Putem să punem barii. Eu nici nu am vorbit de ele mai devreme pentru că nu este nevoie. Sunt și ele mai folosești la ziua de azi pentru că nu sunt comode, nu prea clar. O crescut aici prețul, o rescăzut, nu prea se vede. Dacă trecem la lumânări, evident se vede. Lumânările transparente, negre, adică astea sunt lumânări de creștere, adică putem să înțelege că prețul a crescut, albi că prețul a scăzut. Mai departe, graficul liniar. Graficul liniar este graficul care îl vedem cel mai des la televizor, da? Adică arată o anumită evoluție a prețului de care am vorbit noi mai devreme. După cât vedeți, mai este și o linie aici roșie, care merge automat instalată. Clic drept pe ea, deci asta este un indicator, noi vom ajunge, este o lecție specială pentru când se va vorbi despre indicator, dar la moment spatem clic drept și o scoatem, deci ca să nu ne încurci, deci va fi graficul gol. Mai departe sunt lupele, mai mare, mai mic, asta e schimbarea iarăși cum v-am mai arătat, că așa, deci sunt anumite strategii, cum sunt trei ecrane, în care punem trei ecrane alături, adică să primești că să nu avem nemijlocit, nu neapărat să avem 3-4 calculatoare, da, ca pe timpuri poți să ai un calculator, pur și simplu poate cu ecran mai mare și poți folosești anumite alte tipuri de strategii care mai devreme aveai nevoie de alt tip de calculatoare sau bine mai mult monitoare.
Mai departe, următorul buton, după cât vedeți, este autoscrollul, adică se primește o săgeată verde. Adică cât n-aș mișca eu în dreapta, în stânga, la o săritură, mă va trage graficul înapoi, aici la preț. Doar acum eu nu prea se mișcă, pentru că este târziu, dar în fine, el o să mă tragă la el. Deci dacă vreau să mă uit ceva mai devreme, de câte ori veți încerca, veți mișca, e că el acum m-a tras, ați văzut. O stângeți, îl deconectați și după asta puteți scrollați în dreapta, în stânga cât doriți, vă uitați cum a evoluat prețul și așa mai departe. Vreți să fiți exact unde e prețul la moment? Pe a doilea buton, deci este vorba despre asta albastru, shift, și iată, acum suntem exact aici și vedeți cum se mișcă prețul, adică el așa crește, scade. Noi suntem la graficul de 15 minute, de asta și se vede mai apropiat. Mai departe, asta ține de salvare. Dacă vreți să salvați, să arătați cuiva cum tranzacționați, deci puteți salva ca screenshot, da? Și diferite posibilități mari, vă salvați ca o imagine, îl postați undeva dacă doriți să o transmiteți cuiva. Mai departe, este săgeata. Evident, asta în cazul în care aleg altceva, da? Se deconectează săgeata, deci cursorul. Asta e cursorul ca să pot arăta ce fac, unde fac, să mișcă așa mai departe. Următorul instrument, crosshair, e o intersecție de asta, da? De fapt, e un cursor ca un fel de riglă, să zic. Deci, dacă o aleg și îndrept, după cât vedeți pe grafic cum arată graficul, partea dreaptă sunt afișate toate prețurile, adică și jos datele și ora, da? Deci cum a evoluat prețul. Și dacă vreau să măsor ceva mai detaliat, iau crosshair ăsta, îl atribui la lumânarea, deci momentul, da, unde doresc, în dreapta văd prețul și jos văd data, ora, când a fost chestia asta. Asta e unul. Mai departe, ce este asta? Draw vertical line, deci o linie verticală, o pun un click și după cât vedeți pot să o îndrept, este o bară de timp, de perioade, ca atare se folosește la perioade și aici dacă o îndrept undeva, anume îmi va arăta jos ora, data și ora și atâta. Pot să o mișc în dreapta, în stânga, atâta timp cât este selectată, deci are un punct alb sus și un punct alb jos. Dacă dublu click stâng pe apă, atunci nu pot mișca, nu pot scoate. Deci trebuie să o selectez și în cazul dat o pot modifica, mișca și așa mai departe. Click drept pe ea, proprietăți, bine, delete una, alta e proprietăți. Deci culorile, grosimea și așa mai departe, tot poate fi modificat, evident. Și delete în general de pe tastieră, la fel, o șterge. Următoarea bară se vede că e orizontală, deci asta este linia care se folosește ca nivel, deci linia orizontală. La fel, are două puncte albe pe părți, în momentul celălalt voi puteți să o modificați, să o mișcați mai sus, mai jos, partea dreaptă, după cât se vede prețul, deci aceea verticală arată timpul, deci e vorba de perioade de timp, asta e vorba de nivele de preț. Și la fel, click drept, proprietăți, putem să modificăm culoarea, grosimea și așa mai departe, ca să fie mai comod. Mai departe este linia trendului. Unim două puncte, de exemplu, ăsta ținem, ducem, unim astea două, după cât vedem e un segment. Noi avem nevoie de un fel de rază, da, ceva, o linie, ca să nu se sfârșească, ca să putem folosi asta pe viitor. Deci în cazul dat apăsăm click drept pe ea, proprietăți, și trecem în parametri și ray light, right. Așa, și atunci ea va fi o linie, adică fără sfârșit nu va fi un segment și deja putem să o folosim. Mai departe, acestea sunt ceva mai sofisticate, deci este un canal echidistant, liniile Fibonacci, un text putem desena, adică scrie ce dorim acolo. Description, exact. Și la noi va rămâne aici, în cazul în care am vrut să aranjăm ceva, să explicăm cuiva ceva și așa mai departe. Deci când îți vă explic pe urmă parcurs, probabil voi folosi așa ceva. Aici sunt shortcut-uri la semne diferite, deci da, dacă spunem că punem aici un semnuleț, da, să ne rămână, să vedem, prețul se mișcă în continuare, dar la noi rămâne un fel de istorie, de semne care le punem. Deci toate chestiile astea, shortcut-uri, ele sunt aici în Tools, nu în Tools, de fapt, în Insert Indicators, Objects,
atunci sunt și liniile, și canale, și mult mai multe chestii. Astea sunt cele mai des folosite, de asta ele sunt automat aici. Dar noi vom ajunge și le vom discuta pe cele mai importante care nu trebuiesc. De fapt, nu toate sunt aici. Mai departe trecem la bara asta unde scrie M1, M5 și așa mai departe. Deci asta e vorba de time frame-uri. Da? Din câte țineți minte, time frame-urile sunt intervale de timp. Adică dacă am pus la un minut, evident noi la un minut nu vom lucra, dar am pus la un minut, asta ne arată cât se modifică prețul timp de un minut. Voi ați vă uitați, asta probabil îți va fi interesant la început. Și puneți și așa, de exemplu, ca soții și fiecare mișcare. Acum e seara, da, piața europeană este închisă și americană, de fapt, deja tot. De asta și prețul cam stă. Puțin, puțin se mișcă, nu mult, dar puțin. Și ați vedeți cum desenează, da, prețul. Deci lasă o urmă, adică prețul, de exemplu, aici se deschise aici lumânarea, timp de un minut a ajuns până aici și în ultima secundă a minutului s-a coborât și a lăsat coada asta ca urmă. Asta noi am vorbit mai devreme și v-am explicat. Deci vedeți cum se mișcă prețul. Dacă în drepturi unde într-un colț apare un tabel. În tabelul ăsta sunt detalii despre oră și timpul lumânării date. Open prețul, da, high, low și close. Și înseamnă high, low și close. Deci prețul de deschidere, prețul maxim care a fost timp de intervalul, timp de exemplu la moment vorbim de un minut, minim care a fost și prețul de închidere, în ultima secundă a minutului. Dacă îndrept, ne arată aici la moment cum ar fi fost închis și dacă mă uit aici și o leacă dispare, atrageți atenția aici jos. Aici, tot ele se afișează, deci OHLC, deci Open High Low Close. Mai departe. Noi nu avem nevoie de un minut, evident, și nici de 5 minute, nici de 15, avem nevoie de H1, H4. Vă pun monthly, cum ar arăta. Monthly este vorba despre o lună, da? Să le șternem toate chestiile astea. Deci o lumânare are o lună. Lumânarea asta, la moment, deci ea este destul de măricică și ea se va închide în ultima secundă a lunii, deci pe data de 31. Apropo, și vineri. De vineri pe sâmbătă, mai spune. Ca mărime, o vedeți că e destul de mare. Și acum să măsurăm cum evoluează prețul. Deci luăm asta. Uitați-vă cât a fost la începutul lunii, 1.12.32 și cât e la moment, 1.17.90. Deci dacă apăs un click și o duc în jos, vedeți acolo este 572 de puncte. 572 de puncte timp de o lună a crescut euro față de dolar. Vă amintesc cât e asta, 572 de puncte, cu un lot e aproximativ 5.800 dolari, adică direcția. Evident că în interior el și-a scăzut și asta tot se putea de folosit. Acum vă arăt mai detaliat cum asta tot arată. Să punem o culoare, deci uitați-vă, asta e vorba despre o lună, o lumânare de o lună, da? Am pus un obiect care se numește pătrat, în engleză rectangle, da? Dreptunghi, bine. Și vreau să-l pun ca fill, deci să fie plin de o culoare, așa, să se vadă mai bine. Și acum dacă trec la mai mic, ce evident acum să se înnoiască, se împărțește, da? Lumânarea aceea se împărțește în alte lumânări câte săptămâni intră în ea. Mai departe se împărțește în câte zile. Adică e vorba de scară, da? Mai departe, în 4 ore. Eu acum vorbesc lucrătoare, evident. Acum și nu s-o înnoit, acum și să înnoiască. Mai scurt, tot așa, și mai mult, și mai mult. Deci vorba de scară, ați înțeles. Să scoatem. Și la fel, deja aici, dacă aș folosi obiecte de genul ăsta, de exemplu, așa, la 4 ori, la o oră, evident, mult mai mare. Deci fiecare lumânare de 4 ori se împarte în 4 ori câte o oră și așa mai departe, în 8 jumătate de oră și până la un minut. Cam așa arată graficul. Vedeți că e un trend crescător, de exemplu, aici. Da? Deja detalii, cum, ce instrumente vom folosi, trecem mai departe. Așa se aranjează un grafic. Mai departe avem
aici pe stânga avem sell și buy, adică practic e tot aceeași ce este aici, doar e mult mai repede, un fel de shortcut, că sunt multe. De aici se poate deschide tranzacția, de aici dublu click pe euro dolar la fel o va deschide, cam asta. Mai departe, ce rămâne nou sus? Aici în view putem să alegem navigator. Ce este navigator? Navigator să aranjeze la noi anumite detalii despre programul ăsta, despre experiență, iarăși niște shortcut pentru cine nu înțelege ce spun, shortcut asta e adică direct, o scurtătură, da? Și aici avem accounts și dacă apăsăm un click pe aici, aici se dispar două accounturi, da? Deci unul e care era și încă unul mai deschis. Și poate fi ele 10, 20, câte vrem accounturi aici, pe care testăm și printre ele poate fi și real și demo. Ele se deosebesc, evident, voi să observați că ele se deosebesc. Mai departe, la fel în view, dacă alegem, este toolbox. Toolbox, deci sunt toate detaliile, ca asta să zicem, blândița poștală cu toate chestiile legate de cont. Adică asta e vorba deja într-o care măsură de contul bancar. Ce sunt experți, jurnale, evident că aici sunt multe articole, se vând acum semnale, fel de fel, deci este o întreagă industrie care lucrează paralel și toți încearcă să mai vândă ceva, că de 30 de dolari și mai departe. Deci asta noi nu avem nevoie de toate chestiile astea. Calendarul, da, bine, o să ajungem la el. Avem nevoie, de fapt, nu de toate astea, dar de prima, adică de trade, ceea ce ține de ce se întâmplă acum pe cont și de istoric, ceea ce a fost pe cont. Adică tranzacțiile care se închid, care se deschid. Ele rămân aici în istorie și tranzacțiile care sunt deschise la moment, ele sunt aici. Deja ce înseamnă fiecare cuvânt, asta noi vorbim mai departe. Aproximativ așa trebuie să arăte programul aranjat de lucru. Deci trebuie să trecem apoi la lira sterlină, la fel îi scoatem linia asta roșie, moving-ul ăsta în vedere, click drept, delete indicator, puneți o oră, ori 4, de exemplu 4 să începem și apoi să ne modificăm spre o oră, aici la fel, schimbăm, punem 4 ore, dolar iena, la fel, delete, punem 4 ore. Cam așa trebuie să arăte și acum putem trece mai departe la aranjamentul graficului, adică să punem anumite instrumente ca să putem deja folosi pentru tranzacții. Și încă un detaliu să vă mai spun, deci este chestia asta care am spus crosshair, apăs un click aici și ținem și ducem până unde suntem cu interesați. După câte vedem jos aici, va fi data și ora, deci de unde am început. Și se primește că acolo e orele 2 după platformă, data de 23. Și aici e deja data de 29. Prima cifră este, adică primul număr, este prețul actual unde am îndreptat, apoi 102 bare, deci 102 lumânări. Nu uitați că e H1, deci 102 lumânări câte o oră, adică 102 ore lucrătoare și 247 de puncte. Adică în timpul a 100 de ore lucrătoare, de tot, euro a crescut față de dolar cu 100 de puncte. Cât costă un punct, deja țineți minte, dar deja vom verifica pas cu pas în real, da? Cât costă punctul ăsta. Asta e unul. Doi, ce vreau să vă mai spun încă un detaliu este click drept pe grafic și apar iarăși toate detalii, toate shortcut-urile de sus de aici. Dar mai este un nuans aici, anume proprietăți. Click pe el și aici veți vedea, adică tipuri de bare, bine, asta e una, dar vreau să vă arăt culorile. Eu aleg culoarea neagră și să lăs standard culoarea lumânărilor verde pentru că este pentru ochi mai calm, mai liniștit, dar în general dacă vreți să știți probabil dacă sunt culori de genul să fie alb sau în general puteți schimbați practic toate culorile și să alegeți cum vreți. Deci este un fel de constructor. Eu le lăs așa pentru că mi-e comod. Asta e unul. Și, de fapt, doi. Și trei, ce vreau să vă mai arăt, lumânările se construiesc după prețul bid. Da? Deci dacă vă uitați în dreapta, este prețul ăsta, 1.794, da, prețul ASK, logic nu poate să fie construite lumânările și după ASK, pentru că s-au suprapune una deasupra la alta
și n-ar fi clar nimic în grafic. Dar dacă vrem să vedem mai aproape, de exemplu, dați spun 5 minute, cum se mișcă prețul și cum se modifică, clic drept, iarăși proprietăți și punem Show Ask Price. Și atunci vedem prețul Ask. Și ia că ele merg paralel. Deci dacă vindem, vindem de la asta sur, dacă cumpărăm, cumpărăm de la asta roșu. În general, noi nu avem, nu prea avem nevoie, mai ales la grafice mai mari, ele se suprapun, nu prea se văd. Nu avem nevoie de detaliul ăsta, ca să nu fie prea mulți obiecte pe grafic. Cât e mai gol grafic, mai simplu de analizat. Dar ca să știți că se poate de măsurat și de văzut și asta.